Tia Buble a dat papucii lui Răzvan Simion după ce l-a prins pe matinalul de la Antena 1 cu alta, este întrebarea apărută recent în legătură cu relația de iubire a celor doi. Iar ideea unei despărțiri iminente prinde tot mai mult contur spre supărarea fanilor cuplului pe care îl vedeau deja în fața altarului. Zvonurile privind sfârșitul poveștii de dragoste dintre Lia Buble și Răzvan Simion au apărut la începutul anului și au tot continuat. Iar printre detaliile observate de fan se numără faptul că cei doi și-au șters de pe Instagram pozele mai vechi în care apăreau împreună, dar și faptul că nu se mai urmăresc pe celebra rețea de socializare. Mai mult, se pare că atunci când prezentatorul matinalului de la Antena 1 este surprins în compania unei domnițe, aceeași roșcată din ultima vreme, despre cântăreață se spune că se află la Deva, relatează publicația ceau.ro. Ulterior, cei doi parteneri de viață își fac declarații de iubire pe Instagram de parcă totul ar fi perfect între ei, așa cum s-a întâmplat și pe 14 februarie de Valentine's Day. În urmă cu ceva timp, Răzvan Simion i s-a confesat colegului său, Dani Oțil, în direct la TV. Pentru că relația noastră, dragul meu prieten, începe să fie din ce în ce mai... mă rog. În timp ce unii au crezut că este doar una dintre glumele acide și obișnuite ale iubitului Lidiei Buble, alții sunt de părere, de fapt, că se refera la relația amoroasă pe care o are cu artista. La scurt timp după afirmația prezentatorului, cântăreața a spus tranșant: lăsați-mi viața personală în pace, că oricum nu o să vă răspund și nu o să vă dau apă la moară. Flacăra iubirii dintre Lidia Buble și Răzvan Simion s-a aprins în perioada în care prezentatorul de la Antena 1 ieșea din mariajul cu prima soție. Eu mă retrag dintr-o relație care a durat mult, de pe urma căreia am doi copii senzaționali. Se produsese o ruptură din care n-am putut ieși niciunul dintre noi, a declarat Răzvan Simion într-un interviu mai vechi pentru revista Unic. Lidia Buble și Răzvan Simion formează un cuplu de mai bine de 4 ani. În vara lui 2015, Răzvan Simion a anunțat că s-a despărțit de soția sa, Diana, după 15 ani de mariaj. Prezentatorul are doi copii din prima căsătorie, Ianca și Tudor. Lidia Buble este de la Deva, are 10 frați și face parte dintr-o familie de penticostali, iar relația cu Răzvan Simion, confirmată ulterior, i-a adus acestea un succes pe plan profesional.